Discutăm cu Siegfried Mureșan, europarlamentar și candidat pe lista PNL pentru alegerile din 26 mai. Spuneți-ne pe ce prezență mizați la votul din 26 mai de duminică și la alegeri și la referendum. Noi dorim ca oamenii să vină la alegeri. De altfel, toată campania electorală a Partidului Național Liberal a fost centrată pe un contact direct, cât mai amplu, cu cetățenii. Chiar din perioada de precampanie, noi am organizat întâlniri regionale în care ne-am întâlnit cu susținători, cu membri, cu prieteni ai Partidului Național Liberal, veniți mereu din mai multe județe. Am început la Timișoara la finalul lunii martie, am mers la Cluj, apoi la Brașov, la Constanța, la Iași și am avut și întâlniri mai mici la Piatra Neamț, la Suceava, la Galați, la Oradea. Întreaga noastră campanie electorală a fost gândită pe un contact cât mai direct și cât mai intens cu oamenii. Nu ne e teamă de oameni, mergem între oameni, ați văzut, nu avem nevoie de jandarmi în discuțiile cu oamenii, în contactul cu oamenii și ne dorim ca oamenii să vină la vot. Îi chemăm la vot și îi rugăm să voteze și la referendum, să vină la referendum. Este foarte important să se realizeze acest proiect și să voteze, evident, da, ambelor întrebări ale președintelui, deoarece de 2 ani jumate, guvernele PSD-ALDE încearcă să slăbească justiția și au zero legitimitate democratică pentru aceste demersuri. PSD-ul ne tot spune că au fost aleși data trecută, însă ei au fost aleși să guverneze țara, nu să o ruineze, nu să ruineze reputația internațională, nu să ruineze economia țării, nu să ruineze justiția și instituțiile țării și, în plus, nu au spus nimic oamenilor, înainte de ultimele alegeri, despre intențiile lor de a slăbi justiția, de a da amnistie, grațiere, și de aceea considerăm că au zero legitimitate democratică pentru aceste măsuri, nu le-au spus oamenilor, oamenii nu i-au votat pentru aceste măsuri și de aceea demersul președintelui României de a chema poporul la vot și de a se exprima pe tema justiției este un demers nu doar legitim, ci și necesar. Eu voi merge la vot și voi vota da la ambele întrebări. Ce scor vizează PNL și spuneți-le oamenilor 3 motive pentru care ar trebui să voteze PNL la alegerile de duminică? Păi, vă spun sincer că suntem umăr la umăr în sondaje cu PSD-ul și Partidul Național Liberal este singurul partid care poate bate PSD-ul la alegerile din 26 mai și acesta este primul motiv pentru care oamenii care s-au săturat de PSD ar trebui să voteze Partidul Național Liberal. Eu bat țara în lung și în lat și peste tot în România, de la Bârlad la Timișoara, de la Oradea la Suceava, oamenii spun scăpați-ne de ciuma roșie, scăpați-ne de Liviu Dragnea. Iar singurul partid care poate bate PSD-ul pe 26 mai suntem noi, Partidul Național Liberal. De aceea, oricine e sătul de PSD și de Liviu Dragnea, de actuala guvernare, dar nu este încă decis cu cine să voteze, cel mai bun, cel mai util lucru pe care îl poate face este să voteze Partidul Național Liberal, deoarece dacă noi luăm un vot în plus față de PSD la aceste alegeri, atunci va fi neliniște în PSD, atunci liderii ai PSD vor merge la Liviu Dragnea și vor spune: domnule Dragnea, înțelegem că nu vrei să mergi la închisoare, dar nu vrem noi să mergem cu partidul la 10%, ca atare posibilitatea ca acest guvern să piardă majoritatea în Parlament, ca Liviu Dragnea să piardă controlul său nociv asupra PSD-ului, este mult mai mare dacă noi reușim să-i batem la aceste alegeri. Și de aceea, oricine dorește scăparea de acest guvern PSD, oricine dorește înfrângerea PSD, cel mai bun lucru pe care îl poate face este să voteze cu Partidul Național Liberal. Acesta este un motiv. Cel de-al doilea motiv, m-ați întrebat, mi-ați cerut 3 motive și vă dau 3, nu vă dau nici mai puține, nici mai multe. 3 motive pentru care urmează să voteze Partidul Național Liberal. Pe al doilea motiv este următorul. Singurul partid românesc care contează în momentul de față pe plan european este Partidul Național Liberal. Singurul partid care poate aduce beneficii concrete pentru români pe plan european este Partidul Național Liberal. Noi suntem un partid cunoscut, credibil, apreciat la nivel european. Ați văzut în urmă cu 2 săptămâni la summitul de la Sibiu, a avut loc și summitul Partidului Popular European, unde președintele Partidului Național, Ludovic Orban, a stat în primul rând a liderilor europene alături de președintele României, Klaus Iohannis, în timp ce PSD și ALDE nu au existat în peisaj. Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a avut la Sibiu întâlnire cu 8 președinți de state și prim-ministri, plus întâlnire cu președinții celor 3
instituții ale Uniunii Europene prezente. Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană au fost la Sibiu și 8 prim-ministri ai ALDE. Niciunul din ei nu i-a dus dorul lui Tăriceanu, niciunul din ei nu a întrebat de Tăriceanu sau nu s-a întâlnit cu vreun reprezentant al ALDE România. Au fost la Sibiu și 5 prim-ministri socialiști, niciunul din ei nu s-a întâlnit nici cu președintele PSD Liviu Dragnea, nici cu prim-ministrul provenit din PSD Viorica Dăncilă. Singurul partid românesc care contează în Europa este Partidul Național Liberal și cu cât Partidul Național Liberal este mai puternic în Parlamentul European, cu atât România este mai bine reprezentată. Și cel de-al treilea motiv, suntem partidul care la aceste alegeri a prezentat de departe cel mai bun program politic. L-am prezentat la începutul săptămânii trecute, avem un program politic care este pro-european, care este realist și care este concret. Adică vorbim oamenilor de avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, respingem orice atac la adresa parcursului european al României. Oricine dorește să afecteze parcursul european al României este un dușman politic pentru noi, pentru Partidul Național Liberal. Este un program realist, tot ce am scris acolo poate fi obținut și noi, europarlamentarii PNL, știm exact cum să obținem aceste lucruri, inclusiv datorită afilierii noastre la Partidul Popular European, cea mai puternică familie de partide politice la nivel european, și 3, este un program concret cu beneficii clare, concrete pentru mai multe categorii sociale, profesionale din România. Spuneți-mi, vă rog, ce implicații are un vot la referendum? Care e importanța lui și va putea fi aplicat, mai ales va putea fi aplicat ulterior? Păi cred că modul în care președintele României a pus întrebările este un mod foarte bun, în sensul în care dacă oamenii ies la vot și votează da la referendum, e clar că oamenii au spus da, interzicerii de ordonanțe de urgență. Oamenii au spus clar, nu vrem amnistie și nu vrem grațiere. Da, vrem o justiție puternică, fără amnistie și grațiere pentru fapte de corupție. Deci votul dat de oameni va fi o linie roșie trasată actualului guvern și oricărui guvern viitor. Linia roșie va fi foarte clară și se va putea vedea extrem de ușor care sunt politicienii care ies din acea linie roșie, fiindcă întrebările nu sunt puse în felul în care se ceară guvernului să facă anumite măsuri, să ia anumite măsuri, să facă ceva, căci atunci guvernul s-ar putea scuza mereu, ar putea da vina pe greaua moștenire, domnule, am vrut, dar nu s-a putut. Întrebările sunt puse extrem de bine, încât oamenii vor spune clar politicienilor, nu vrem amnistie, nu vrem grațiere, nu vrem ordonanțe de urgență pe justiție, iar dacă politicienii vor ieși din mandatul poporului, cred că vor trebui să dea seama la următoarele alegeri. Ce feedback ați avut de la oameni când ați mers prin țară în această lună de campanie? Care au fost cele mai aspre critici pe care le-ați primit? Vă spun sincer următorul lucru. Oamenii spun peste tot, exact cum v-am spus mai devreme, scăpați-ne de Ciuma Roșie, scăpați-ne de Liviu Dragnea. Vedem o favorabilitate extrem de ridicată pentru Partidul Național Liberal și trebuie să fiu cinstit cu dumneavoastră. Diferite categorii de electorat apreciază diferiți candidați ai Partidului Național Liberal din lista noastră. Faptul că suntem un partid mare, că avem pe listă oameni care, indiferent de locurile unde au fost, la nivelul Parlamentului European, la nivelul ministerelor pe care le-au condus, la nivelul primăriilor pe care le-au condus, au făcut lucruri extraordinare pentru oameni. Oamenii, cetățenii știu acest lucru. Oamenii știu că primarul municipiului Alba Iulia este campion la absorpția de fonduri europene. Peste 300 de milioane de euro fonduri europene atrase de Alba Iulia în ultimii ani, inclusiv pentru renovarea, modernizarea cetății Alba Carolina. Iar una din prioritățile Partidului Național Liberal în Parlamentul European va fi simplificarea absorpției, simplificarea regulilor la absorpția de fonduri europene și experiența primarilor, Mircea Hava de la Alba Iulia, Gheorghe Falcă de la Arad, care au absorbit fonduri europene și se regăsesc pe lista noastră, va fi extrem de valoroasă. Deci oamenii reacționează foarte bine la Partidul Național Liberal în ansamblu, încrederea în președintele Iohannis este de asemenea ridicată și diferiți candidații de-ai noștri reușesc să atragă diferite categorii de electorat. Vă dau un singur exemplu legat de președintele Iohannis. Săptămâna trecută am fost cu dumnealui la Iași.
A fost alături de noi pe scenă, a vorbit oamenilor despre importanța votului și importanța referendumului. La final am făcut un selfie pe care l-am postat pe pagina mea oficială de Facebook și a primit 14.000 de aprecieri, un număr foarte mare de aprecieri. Cred că multe s-au datorat și președintelui României, deci cred că sunt mulți oameni, mulți români care văd dintre actualii și potențialii candidați la alegerile prezidențiale de departe pe președintele României în cea mai bună poziție, deci și relația de cooperare dintre noi și domnia sa, faptul că noi am spus deschis, sincer și transparent că îl susținem pe președintele României pentru un al doilea mandat, este un lucru pe care oamenii îl apreciază la noi. Săptămâna trecută a fost marcată de un eveniment neplăcut. Jandarmii au dus la secție protestatari împotriva lui Dragnea de la Topoloveni. Ce înseamnă asta în România anului 2019? Inacceptabil și nu încape discuție aici. Se încearcă intimidarea milioanelor de români care nu mai acordă susținere acestui guvern. Se încearcă intimidare, se încearcă amenințare, iar ministrul de interne nu doar că tolerează acest comportament al jandarmeriei, al poliției, este evident că este complice la toate aceste intervenții nejustificate. Erau protestatari pașnici. Eu sunt din Hunedoara deloc și în urmă cu 2 săptămâni premierul Viorica Dăncilă a venit în orașul meu. A venit cu elicopterul, a coborât din elicopter, a mers în centrul orașului, i s-a cerut demisia, i s-au arătat pancarte cu hashtag nimic și a fost huiduită. A plecat în 10 minute, s-a dus la elicopter și a părăsit orașul, la fel cum am înțeles că s-a întâmplat și în Maramureș, la Baia Mare, parcă în weekend. PSD-ul fuge de oameni. Oamenii sunt extrem de supărați, oamenii sunt extrem de furioși și sper că se vor manifesta la vot. De 2 ani jumate suntem în stradă datorită acestui guvern și vă spun sincer, în ziua alegerilor, puterea este la cetățean și cetățeanul trebuie să fie conștient de importanța votului și de aceea singura mea rugăminte la oameni este să vină la vot pe 26 mai și să nu mai voteze oamenii politici care au folosit puterea după bunul lor plac în ultimii ani. Tot despre Liviu Dragnea, săptămâna trecută iarăși a continuat atacurile la multinaționale, are o retorică antioccidentală pregnantă. Săptămâna trecută spunea că în vest apele sunt poluate și sunt pești cu metale grele, s-au gândit să le dea românilor. Ce înseamnă asta de fapt? De unde această retorică și de ce? Retorica domnului Dragnea nu are nimic în comun cu realitatea. De când România a aderat la Uniunea Europeană, standardele de protecție a mediului în România sunt mult mai bune datorită apartenenței noastre la Uniunea Europeană decât au fost înainte. Standardele legate de produsele alimentare în Uniunea Europeană sunt mai precise, mai înalte decât oriunde altundeva în lume. Mâncăm astăzi produse mai sigure decât am mâncat înainte de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Să vă spun un lucru. Uniunea Europeană a observat în ultimii 2 ani de zile că sunt oameni politici care atacă Europa, atacă construcția europeană, atacă valorile europene, atacă justiția, atacă stat de drept. Viktor Orban în Ungaria, polonezii lui Kaczynski, Dragnea și Tăriceanu în România. Și vă spun sincer, Uniunea Europeană nu a anticipat aceste atacuri. Nu ne-am așteptat ca în state membre ale Uniunii Europene să existe politicieni care să vrea să calce în picioare instituția ale statului, ordinea democratică, echilibrul puterilor în stat. Și nu am avut antidot pentru acest tip de politicieni, fiindcă așa e mereu în viață. Întâi apare boala și după aceea inventezi medicamentul. Acum Uniunea Europeană a înțeles că Liviu Dragnea, Viktor Orban și Kaczynski sunt un risc pentru modul nostru de viață. Oamenii vor spitale ca în Europa și în România, vor școli ca în Europa, vor autostrăzi ca în Europa, vor bună guvernare. Iar Liviu Dragnea și PSD-ul propun modelul Congo, Madagascar, Erdogan din Turcia sau Putin din Federația Rusă. Și Uniunea Europeană a înțeles că dușmanilor Uniunii Europene din afara Uniunii Europene li se adaugă și dușmani din interior. Și Liviu Dragnea este unul dintre ei. Și
Uniunea Europeană reușește să inventeze și medicamentele acum la aceste boli, la acest flagel care au apărut, și Uniunea Europeană va apăra statul de drept din fiecare țară europeană, inclusiv din România. Și ca atare, deoarece Uniunea Europeană va fi mai puternică în apărarea statului de drept, devine un inamic, un dușman pentru Liviu Dragnea. El atacă Uniunea Europeană, o va face în continuare. Rugămintea mea la cetățeni este următoarea. Informați-vă. Informați-vă cu privire la Uniunea Europeană pentru a nu putea cădea victime, pradă populiștilor, anti-europenilor, pentru a nu putea fi victime ale dezinformării sau ale știrilor false. Și vă ajut eu cu o singură cifră. De când România a devenit stat membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, am plătit 17 miliarde de euro în bugetul Uniunii Europene. În aceeași perioadă, de la 1 ianuarie 2007 până astăzi, am reușit să absorbim 52 de miliarde de euro fonduri europene. Plătit 17, am primit 52. Am primit cu 35 de miliarde mai mult decât am plătit. Am primit de 3 ori mai mulți bani decât am plătit. Deci oricând Liviu Dragnea va ieși la televizor și vă va spune Uniunea Europeană ne vrea răul, ne plătim contribuția, dar nu reușim să absorbim banii, ieșim pe minus, suntem tratați rău, oamenii trebuie să știe care este adevărul și să-i spună lui Liviu Dragnea, stai jos, nota 4, vorbești prostii, iată cât am plătit, iată cât am primit. Și vă mai dau un singur exemplu. De câteva săptămâni, PSD-ul spune că va apăra drepturile românilor în Uniunea Europeană. În paranteză fie spus, niciun europarlamentar al Partidului Social Democrat nu a obținut nimic pentru România în ultimii 5 ani de zile în Parlamentul European, în timp ce eu am condus negocierile din partea Parlamentului European sau din partea celui mai mare grup politic al Partidului Popular European pe 44 de inițiative legislative. În 5 ani de zile, Viorica Dăncilă, 9 ani de europarlamentar, s-a ocupat de un singur dosar care viza modificarea unor metode de raportare statistică la niște fonduri europene pe agricultură, adică dacă se adunăm de sus în jos sau de jos în sus. Nimic cu beneficiu concret pentru oameni, iar când domnia sa a fost desemnată prim-ministru, mulți europarlamentari s-au întrebat cum o cheamă încă o dată pe doamna care, ci când a fost colegă 9 ani de zile în Parlamentul European, nu a lăsat nimic în urmă, nu o știe nimeni. Închei paranteza legată de faptul că PSD-ul nu a obținut nimic în ultimii 5 ani de zile pentru români în Europa, prioritatea lor a fost doar apărarea infractorului Liviu Dragnea. Au încercat să convingă Europa că Liviu Dragnea este om cinstit și au eșuat. Acum mă întorc la ceea ce am vrut să vă spun de fapt, și anume că ei pretind că apără drepturile românilor în Europa și că vor lupta împotriva dublului standard în Europa, auzi. Realitatea este următoarea. În Uniunea Europeană, producători privați în ultimii ani de zile au vândut produse sub aceeași etichetă, de aceeași marcă, de calități diferite în state membre diferite ale Uniunii Europene. Acest lucru nu este în regulă. De îndată ce Uniunea Europeană a realizat că această problemă există, Comisia Europeană a propus legislație pentru a îngrădi și a elimina complet acest dublu standard. Doar că, din păcate, această legislație a trebuit negociată de președinția actuală a Consiliului Uniunii Europene, și anume de guvernul Dăncilă. Și au negociat această legislație prost, încât au permis portițe pentru continuarea dublului standard. Și de aceea, când a fost supusă la vot această lege în Parlamentul European, noi, europarlamentarii Partidului Național Liberal, am votat împotriva acestei inițiative legislative, fiindcă permite continuarea dublului standard. Așadar, mereu când îl veți auzi pe Liviu Dragnea spunând că va lupta cu dublul standard, va apăra drepturile consumatorilor români în Uniunea Europeană, va trebui să-i spuneți, păi această luptă s-a dus deja, lupta s-a încheiat, domnule Dragnea, dumneavoastră ați fost pe teren, ați negociat prost pentru România, ați negociat prost pentru poporul român și ați pierdut această luptă. Deci nici vorbă să facă ceva în viitor, căci nu au făcut nimic nici în trecut pentru a evita dublul standard. Și acum, despre Europa un pic, spuneți-mi, vă rog, ce alianță are în vedere PPE pentru formarea unei majorități în nou Parlament European? Păi vă spun foarte clar următoarele lucruri. Unul la mână. Toate sondajele pe care le-am văzut la nivel european indică faptul că Partidul Popular European va câștiga aceste alegeri europarlamentare, vom continua să conducem Uniunea Europeană. Doi la mână. Socialiștii europeni vor suferi pierderi masive la aceste alegeri, deoarece nu au soluții la problemele oamenilor.
În urmă cu 5 ani de zile în Germania au obținut 27%, acum sunt la 14-15% în sondaje. În Italia au scăzut de la 41% la 18% în sondaje. În Franța sunt la 6%, în Polonia la 7%. Stau rău în marile țări europene, de unde vor pierde foarte mulți europarlamentari. Socialiștii vor fi pe locul 2, dar, și acesta e cel de-al treilea lucru pe care vi-l spun, în momentul de față, Partidul Popular European și Socialiștii Europeni dețin o majoritate absolută în Parlamentul European. Pe toate sondajele pe care le-am văzut, Partidul Popular European și Socialiștii Europeni nu vor mai deține o majoritate absolută în viitorul Parlament datorită slăbiciunii socialiștilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în viitorul Parlament European va trebui să formăm o coaliție din 3 familii de partide politice, 2 nu vor mai fi suficient. Și predicția mea este următoarea. Vom reuși să formăm această coaliție, va fi o coaliție pro-europeană, poate negocierile pentru formarea coaliției vor dura un pic mai mult de data aceasta față de data trecută, fiindcă așa e în viață, când trebuie să te înțelegi în 3, ai nevoie de mai mult timp decât când trebuie să te înțelegi în 2, cu cine vom forma această coaliție? Cu orice grupuri pro-europene. Cu socialdemocrații, poate cu verzii și trebuie să vedem ce are de gând Emmanuel Macron în noul Parlament, cum se va reorganiza grupul ALDE cu Emmanuel Macron, ce reorganizări vor avea loc la nivelul grupurilor mici, dar vă spun foarte clar, nu vom forma nicio coaliție cu partide extremiste, cu partide eurosceptice, aceștia sunt dușmani ai Europei, sunt dușmani ai modului nostru de viață, nu ne vom așeza la aceeași masă cu ei. Estimez că ei vor avea aproximativ același număr de mandate ca și acum, poate un pic mai multe, dar vor continua să fie la fel de incoerenți, la fel de dezbinați, nu vor putea obține nimica pentru oameni, vor face gălăgie, dar impactul euroscepticilor, al naționaliștilor asupra procesului legislativ va fi zero, acele partide nu vor putea obține nimic pentru cetățeni. Veniți după 5 ani de mandat de europarlamentar. Ați fost negociator pentru bugetul Uniunii Europene, sunteți purtătorul de cuvânt al PPE. Acum, problema e că tinerii la aceste alegeri în general votează foarte, prezența este foarte redusă în rândul tinerilor. Ce ați făcut și ce vreți să faceți pentru ei? Care e bilanțul celor 5 ani și pe ce vă veți concentra în următorul mandat? Adevărul este următorul. Tinerii sunt principalii beneficiari ai procesului de integrare europeană. Tinerii pot călători astăzi liber în Uniunea Europeană, datorită apartenenței noastre la Uniunea Europeană. Tinerii pot alege unde să studieze, unde să lucreze în Uniunea Europeană. Și experiența internațională în altă țară europeană le dă mai multe șanse în viață, fiindcă statisticile arată că 65% din angajatori apreciază experiența internațională a tinerilor. Adică dacă ai studiat un an în străinătate, ai o șansă în plus de a-ți găsi un loc de muncă mai bun, nu doar în străinătate, ci chiar și aici acasă. De aceea, eu în Parlamentul European m-am implicat pentru extinderea programelor de mobilitate pentru tineret. Adică, în anul 2018, an în care am fost negociator șef pentru întreg bugetul Uniunii Europene, am reușit creșterea cu 15% a fondurilor europene acordate pentru burse Erasmus pentru tineri studenți. Am crescut bugetul pentru burse Erasmus de la 2,0 la 2,3 miliarde de euro, tocmai pentru a da șansa cât mai multor tineri, inclusiv din România, să cunoască Europa, să studieze în alte țări europene. Iar Partidul Național Liberal își propune în viitor, legat de bursele Erasmus, următorul lucru. Anul trecut, 8.000 de studenți români au beneficiat de burse Erasmus. Ne propunem creșterea numărului de burse Erasmus pentru studenții români de la 8.000 anul trecut la 20.000 în anul 2021 și vă spun că am discutat deja această propunere cu europarlamentari din alte țări și avem susținere. Există o opinie largă spândită la nivelul Parlamentului European că investiția în tineri, în educarea tinerilor este cea mai bună. Cel de-al doilea proiect la care țin foarte mult este programul prin care fiecare tânăr european care împlinește 18 ani poate primi gratuit de la Uniunea Europeană un bilet de tren cu care să călătorească nelimitat timp de 30 de zile în toată Uniunea Europeană.
este un program pe care eu l-am introdus între prioritățile Parlamentului European în anul 2018, eu l-am inclus în bugetul Uniunii Europene. Programul a fost lansat anul trecut și deja 1100 de tineri români au beneficiat de pe urma lui. Datorită succesului acestui program anul trecut, el este extins în acest an și vom reuși să acordăm bilete pentru între 1500 și 1600 de tineri români și programul va deveni permanent începând cu 2021. Ne propunem ca în perioada 2021-2027 40.000 de tineri români să beneficieze de acest program, adică să poată călători nelimitat timp de 30 de zile gratuit cu trenul în toată Uniunea Europeană, pentru a vedea care sunt realitățile în celelalte țări europene, ce meserii sunt căutate, ce universități există, fiindcă tinerii români vor lucra cot la cot alături de tineri din Estonia, din Finlanda, din Austria, din Germania de-a lungul vieții lor și vrem să fie pregătiți pentru acest lucru. Cum ați spus și dumneavoastră, conform sondajelor, PPE rămâne principalul partid de nou Parlament European. Concret, ce înseamnă asta pentru România? Care sunt avantajele pentru fermieri în ceea ce privește infrastructura, în ceea ce privește fondurile europene? Păi să vă spun un lucru. Partidul Popular European, care este familia de partide politice căreia îi aparținem noi, Partidul Național Liberal, este principalul apărător al României în Parlamentul European. Vă aduceți aminte? La începutul anului au venit la Ateneu, la festivitatea de deschidere a președinției române a Uniunii Europene, o serie de lideri europeni. Au vorbit frumos despre România, au vorbit frumos despre poporul român. Au apărat poporul român și toți oamenii cinstiți din România. Au vorbit în limba română. Au citat din Mircea Eliade, din Nichita Stănescu, din Andrei Pleșu și ne-au spus cu subiect și predicat. Apărați valorile europene și apărați statul de drept, așa cum a apărat Helmut Ducadam cele patru penaltiuri în finala Cupei Campionilor de la Sevilla. Asta ne-au spus președintele Consiliului European Donald Tusk din PPE, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, tot din Partidul Popular European, președintele Parlamentului European Antonio Tajani, tot reprezentant al Partidului Popular European. Iar săptămâna trecută la Sibiu, Donald Tusk a spus: ne-am îndrăgostit de Sibiu. Partidul Popular European este principalul apărător al României în Parlamentul European și este vehiculul prin care noi, Partidul Național Liberal, vom continua să obținem lucruri pentru România, fiindcă m-ați întrebat despre fermieri. Adevărul este că popularii europeni sunt singura familie politică care apără drepturile fermierilor. Socialiștii au alte gânduri, grupul ALDE a avut alte gânduri, grupul Verzilor a avut alte gânduri. Iar Partidul Național Liberal își propune pentru fermieri următorul lucru: creșterea subvenției la hectare pentru fiecare fermier român până la nivelul mediu al subvenției din celelalte țări europene. Ne propunem lansarea a două programe europene, unul numit Prima Fermă și unul numit Prima Seră, pentru ca fiecare cetățean european, inclusiv român, care dorește să-și deschidă o nouă fermă, să poată primi un ajutor nerambursabil de la Uniunea Europeană de până la 100.000 de euro. Cred că vor beneficia mulți români, în special tineri și în special români din diasporă. Români plecați în străinătate, care lucrează în agricultură în Spania, în Italia, cărora, la momentul la care le vom oferi acest sprijin, le oferim un motiv în plus să se întoarcă în România. Deci avem un program clar, concret pentru fermierii români, pe care alături de familia noastră politică de Partidul Popular European îl vom duce la îndeplinire. Mulțumim frumos! Mulțumesc!